Bună dimineața, Mihaela. Vorbim practic de o menținere a pensiei medie lunare comparativ cu trimestrul 1 al acestui an. În trimestrul 2 vorbim de o pensie medie lunară de 1122 de lei. Această pensie înseamnă o medie în momentul de față între pensia medie din mai multe categorii de pensionari, fie că vorbim de cei care primesc pensii de invaliditate, fie că vorbim de cei care primesc pensii din sistemul de asigurări sociale, pensia clasică. În momentul de față vorbim de 16.000 de pensionari, mai puțin comparativ cu trimestrul 1 al acestui an, iar cum menționai și tu anterior, puterea de cumpărare cu aceeași sumă este mult mai mică comparativ cu primul trimestru. Acest lucru este de înțeles, având în vedere și vârful inflaționist care a avut loc la începutul acestei veri, respectiv luna iunie și în luna mai. Din totalul acestor pensionari, vorbim în continuare de 0,8% dintre aceștia de pensionari din sistemul militar, acele pensii speciale, iar în ceea ce privește raportul între numărul de pensionari și numărul de salariat s-a menținut de 9 la 10. Evident că diferențele sunt în funcție de profilul fiecărei regiuni în parte. Spre exemplu, dacă acest raport între numărul de salariat și numărul de pensionari este de 5 pensionari la 10 angajați în capitală, acesta este cu totul diferit dacă vorbim, spre exemplu, de județele Giurgiu, Vaslui sau Teleorman. Raportul este de 15, respectiv 16 pensionari la 10 angajați.